Salut, Bivansil, la un nou joc pe canal, se numește Fanul Dragdolls și e vorba despre un joc în care trebuie să spui creativitatea la treabă și în care poți face tot felul de chestii, cum ar fi, de exemplu, ce vedeți în momentul de față pe ecran. Ai niște mici clone pe care le poți spona la infinit dacă vrei și poți face diferite experimente, așa că am zis, bă, hai să-i dăm o șansă să vedem despre ce este vorba, mi s-a părut foarte, foarte drăguț, l-am găsit pe Steam și dacă vă place și vouă, nu uitați să apăsați butonașul de like, poate reușim să strângem peste 10.000 de like-uri la episodul de astăzi, dacă văd suportul ăsta din partea voastră. Clar, o să mai facem și alte episoade. Și hai să începem cu sandbox-ul prima dată, pentru că cred că v-am făcut destul de curioși la început de episod cu ce v-am arătat. Ei bine, aici ai posibilitatea să construiești practic ce vrei tu pe sandbox. Avem și niște mici minigame-uri, o să vi le arăși pe alea, dar ăsta este caracterul pe care l-ai, poți să ți-l customizezi tu pe parcurs. Și aici ai posibilitatea să construiești practic orice vrei tu. Dacă vrei să-ți faci un cub, poți să faci un cub. Dacă vrei să-ți faci, nu știu, o casă, poți să faci o casă. Ce ne interesează pe noi în mare parte este să facem, de exemplu, uite, am să pun o grămadă de clone, o grămadă de clone și o să le zic să mă urmărească și să mă bată. Să vedem ce se întâmplă, corect? Ia să vedem. Și acum toate clonele astea or să vină după mine și o să încerce să mă bată. Bineînțeles că eu am să încerc să fug de ele, dar hai să mă opresc, să văd ce se întâmplă dacă mă opresc. Și nu prea a fost bine, din păcate. Mamă! Ok, suficient, băieți, suficient, gata, calmați-vă. Bun, acum zic să modificăm puțin scenariul și să încercăm să avem un pic de avantaj împotriva lor. Și anume, voi pune niște... să pun niște tunuri de astea, hai să punem noi altceva, hai să punem... uite, unde ăsta? Full swing. Ce se întâmplă dacă pun eu două de astea, uite așa? Unul îl pun într-o parte, unul îl pun într-o parte... Și poți să faci diferite experimente de asta, nu știu, mi se pare foarte, foarte interesant. Întotdeauna mi-au plăcut jocurile de genul. Sper să-i bage workshop ca să avem nivele făcute de comunitate. Dar hai să vedem. Haideți, băieți, veniți în coace, cum să nu, cum să nu. Bum! Vai de capul meu ce le face. Vai de capul meu ce le face. Ia uitați-vă. Mi-aduce aminte puțin de jocul ăla în care tot așa era albastru versus roșu. Dar aici ai foarte multe posibilități, poți să faci practic orice, uite, dacă vreți să vă dau un exemplu, hai să facem o gaură neagră în mijlocul tuturor, uite, de exemplu, voi pune eu ceva de genul ăsta. Bun, e o gaură neagră, asta în principiu îi va trage pe toți și o să pun un spawn point aici. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu gaura aceasta neagră, trebuie să nu mă apropii nici eu foarte mult pentru că, ia uite, Doamne, îi strânge pe toți, acolo ești nebun. Bine, acum ar trebui să... Nici nu știu dacă mai e loc în gaura asta neagră. Că uitați-vă și voi, ba da, e loc! E încă loc, hai să-i strângem pe toți acolo. Bineînțeles că frame rate-ul va avea de suferit, adică va merge mai în reluare pe măsură ce sunt mai mulți pe ecran. Și observați și voi că deja începe să facă probleme. Dar... poți face orice, frate, în jocul ăsta. Hai să mergem, de exemplu, pe main menu. Și vreau să vă arăt ce am construit eu off-camera, înainte să fac episodul acesta. Mergem pe sandbox și am construit avalanșa. Acum nu știu câți dintre voi mai țineți minte, la un moment dat ne jucam o hartă avalanș pe GTA. Și bine, asta am construit eu în jocul acesta. Am construit o mare, mare rampă, am pus o grămadă de omuleți aici și hai să-i dăm start să vedem ce se întâmplă. Start! Haideți, băieți, hai să ne urcăm! Iar de acolo de sus pică niște cuburi care sunt trase de niște tunuri. Am să vedem care dintre ei reușește să ajungă, dacă reușim și noi să ajungem. Că dacă te atingi de orice, mori. Adică cam asta este ideea. Au mai picat din... m-a nimerit și pe mine! Bă, nu mă gândeam că mă nimerește. Pot să mă responez? Bine, eu când mă responez, practic îi responez pe toți. Că, tehnic vorbind, dau restart la nivel. Dar cât de interesant este joculețul ăsta, frate. Uite, am să încerc să ajung eu sus de tot, să văd dacă pot, înaintea tuturor. Sper să nu mă nimerească vreun de ăsta. Opa, nu. E greuț, adică asta e propriul meu nivel, făcut de mine în totalitate. Dar este destul de greuț. Ia. Că ori dacă, uite, fii atent, m-a atins o secundă, gata, am murit. Dar până aici am reușit să ajung. Dar uite pe ceilalți, nimeni nu reușește să ajungă până aici. Și astea sunt tunuri puse de mine acolo sus. Dar, frate, nu știu, mi se pare drăguță ideea cu joculețul ăsta. Hai să vă mai arăt niște chestii, tot așa chestii pe care le poți face. De exemplu, hai să mergem la minigames și să vă arăt un minigame făcut de developer, în care el a pus niște mașini
și tu trebuie să treci strada, cum ar veni, da? Deci tu trebuie să treci strada în partea cealaltă. Și uitați-vă câte mașini sunt. Și acum toată lumea încearcă să treacă strada. Hai că am trecut strada dacă e. Hai că am trecut strada dacă e. Doamne, bă, dar vă împiedicați peste mine. Bun, hai să mai încercăm o dată. Hai să vedem dacă reușesc să trec strada la timp. Bineînțeles că simularea, în momentul în care te calcă vreo mașină sau ceva de genul ăsta, se vede realistic. Adică e făcută foarte realistic, pentru că e chestia asta cu ragdoll-ul. Mamă, și dintr-o parte și din alta trec mașini. Oh my god, nu mă așteptam să treacă o mașină fix pe acolo. Nici nu știu dacă reușesc să ajung în partea cealaltă, pentru că în afară de ăștia, mai vin și ăștia roșii, care ăștia roșii încearcă să te oprească. Uite, vedeți, ăștia roșii încearcă să mă oprească. Ceilalți normali încearcă să treacă și ei în mod normal. Dar ăștia roșii sunt mai răi și vin să te oprească, îți dea mașinilor. Dar nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem și noi acolo peste 10.000 de like-uri. Hai să facem în felul următor. Cine nu a dat încă like la episodul de astăzi, voi număra până la 5. Și hai să dăm like cu toții. Cine nu a dat like încă, da? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5 like. Sper că ați apăsat și voi, cei care nu ați dat încă. Și să vedem câte reușim să strângem. Bă, mie îmi place ideea jocului. Conceptul de bază e fain. Faptul că poți să construiești practic orice vrei tu e super mișto. Ce aș spera să bagi workshop-ul de pe Steam, pentru că acolo practic poți să uploadezi hărți. Și imaginați-vă dacă și uploadează lumea hărți, o să poți să te joci la infinit. Nivele și tot felul de chestii. Oh, ajung, nu vine să cred, n-am ajuns niciodată. Yes! Și am reușit să trec în minigame-ul ăsta. Foarte, foarte tare. You didn't lose. Adică în loc să zică you won, a zis you didn't lose, nu e nicio problemă. Bun, ia să vedem. Noi acum o să mergem pe Explorer. Și aici ai mai multe tipuri de hărți pe care ți le poți selecta. De exemplu pe Tower. În jocul ăsta practic e mai mult un fel de sandbox, un fel de joc în care te joci tu cu ce vrei tu, nu neapărat au chestii definite. Și aici e o mare căzătură până jos. Ce se întâmplă dacă eu mă apuc să spunez o grămadă de ăștia care să exploreze? Și vedeți că sunt de toate culorile, toate nebuniile. Să văd ce se întâmplă, sunt foarte, foarte curios. O să se arunce până jos? Tehnic vorbind, n-ar trebui să se arunce. Dar uitați-vă și voi cum arată. Deci am spawnat o grămadă și acum îi dau start. Nu știu ce s-a întâmplat cu ăla. Ok. Le-am zis să exploreze. Așa, explorați, explorați. Haideți băieți, explorați. Ia mă că vă arunc eu. Ia mă că vă arunc eu acolo jos. Ia mă, picați voi acolo jos, hai. Țac. Ei, poți să-i faci să-i ia de tine sau poți să-i faci să facă chestia asta. Ia, mă arunc și eu cu ei. Oh! Mamă, cum se vede. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Cred că asta a durut. Dar nu cred că să mai arunca cineva cu mine. În afară de noi doi, nu cred să mai arunca cineva cu mine. Și în afară de chestia asta, vom pune niște mici capcane. De exemplu, hai să încercăm prima dată minele și să vedem ce se întâmplă cu ele. Uite, o să pun una strong chiar aici. Hai să vedem. O grămadă de ăștia verzi versus o mină foarte puternică. Ce se va întâmpla, domnule? Și cam atât. Că ăștia vin după mine. Dar voi vedeți că fiecare dintre ei are câte o față? Acum au observat chestia asta. Uitați-vă, ăla e nervos. Și ăștia nu mă atacă, ăștia nu fac nimic. Pot să-i dau eu pe jos dacă vreau. Bă, cu mina explodează și cam atât. Mă gândesc eu. Hai să încercăm. Uite, am acolo domino, lever. Uite, asta n-am încercat-o până acum. Sideways și fast. Stai să încercăm pe asta care e rapidă. Sideways, fast. Upright, fast. Mamă, să vezi ce le face chestia asta, cred că. Ia, îi dau drumul. Mamă, ia. Vai de capul și de zilele mele cum trece prin ei. Mamă, și mi-i aruncă până sus, voi vedeți? Wow. Asta e un pic prea de tot. Asta e un pic cam de tot. Voi vreau să-mi dați în comentarii sugestii ce ați vrea să încerc. Pentru că practic în jocul ăsta poți să construiești ce vrei tu. Ce am construit eu aici este pur și simplu ce am avut eu în imaginația mea, vă dați și voi seama. Dar voi și de asemenea puteți veni cu toate ideile din lume și eu o să le pun în aplicare. Bine, asta depinde dacă o să vă placă și dacă o să vă suport din partea voastră. Pentru că e ca un experiment și pentru mine cu jocul ăsta, nu știu dacă o să fie apreciat încă. Dar vedem, vedem. Hai să mai pun o grămadă de ăștia roșii pe aici.
Nu, de așa facem o grămadă. Ăștia roșii vin să te atace și sunt un pic mai bune decât ceilalți pentru ce vreau să fac, pentru că ceilalți, ați văzut și voi, dau un moment dat să opresc când sunt lângă tine și nu prea îmi convine chestia asta. Hai să punem cea mai mare gaură neagră existentă în joc, o vom pune chiar aici și bănuiesc că pentru asta o să trebuiască să mă depărtez destul de tare, pentru că cred că o să mă ia și pe mine. Uuuu, nu-mi vine să cred, a, m-a luat și pe mine, mamă, nu-mi vine să cred, o să mă unesc cu toți ăștia aici. Hai de capul meu! Ok, la asta nu mă așteptam. Toată lumea țipă. Ne-am făcut o bilă. Bun, poate ar trebui să stau un piculeț mai departe, zic. Nu, nu, prea aproape. Cred că undeva pe aici. A, undeva pe aici e bine. Și acum pot să privesc de la distanță ce se întâmplă cu toți ăia săracii. Nu ceva bun. În niciun caz nu ceva bun. Ia. Și am adăm slow motion. Ai de capul meu. Aha. Da, na, să zicem doar că nu ai vrea să existe o gaură neagră în realitate, pentru că, da, ar trage orice acolo. Bun, ce n-am încercat noi? Hai să încercăm poate ăsta pe laterală, sideways fast. Pentru că ăsta se va învârti ceva de genul ăsta. Hai să vedem. Se pot învârti? Da, se pot învârti astea așa. Hai băieți, veniți încoa... S-au blocat alea. Ok, cred că le-am pus un piculeț cam aproape. Hai să încercăm așa. Da, așa e mult mai bine. O să treacă câțiva prin mijloc, dar nu-i problema. Aha. Bă, nu vine să cred, s-a blocat aia din cauza lor. S-a blocat că erau... sunt prea mulți acolo. Hai de capul meu, uitați-vă și voi. Ce s-a întâmplat acolo? Da, în jocul ăsta trebuie să vii cu foarte multe idei și de asta vă ziceam că trebuie să vină, mă frate, cu workshop ca să putem să avem multe chestii făcute de comunitate, multe construcții, pentru că uite, de exemplu aici poți să faci, de exemplu facem un, de ăsta, cum îi zice, un ventilator, ventilatorul ăsta te aruncă foarte, foarte sus, dar hai să văd ce ar putea să tragă în loc să arunce, flat strong, vertical strong, ăsta suflă încolo, ia stai să văd. Deci dacă îl iau pe ăsta, hai să facem așa o chestie. Asta cred că o să fie cea mai mare ciudățenie pe care am făcut-o vreodată, însă vreau să văd ce se întâmplă dacă fac chestia asta. Scoatem astea de pe hartă, ok, îi scot până și pe ăștia și o să-i spunez acolo și facem o mică construcție care îi prinde și îi bagă la măcinat. Deci vedeți, astea se vor învârti așa și practic ăștia dacă vin aici, țac! Dar faza e că ei nu vor putea să treacă de aici pentru că eu voi bloca toată zona aceasta cu ventilatoare. Deci va veni așa. Va veni un ventilator aici, un ventilator aici, un ventilator aici. Și acum va veni încă un ventilator aici. Vreau să nu existe niciun spațiu liber. Așa. Eu acum pot să zbor pentru că sunt pe modul creativ. Și voi rămâne aici. O să-mi las spawn point-ul aici. Și acum hai să punem noi omuleți. O să-i pun fix înăuntru pe toți ca să nu aibă șansă să scape. Mergem aici la ragdoll și o să punem idle, idle, că n-avem nevoie să facă ceva special. Ei pur și simplu trebuie să stea aici, să nu facă nimic. O să-i punem, uite așa, să stea la vrăjeală, să văd ce se întâmplă. Cu siguranță nu cred că o să se întâmple ceva bine cu ei, dar hai să vedem. Oh my god! Oh my god, ce e acolo? Stai că trebuie să văd iarăși. Trebuie să-mi construiesc o platformă mai mare pentru că din cauza că să... Uite, o să o fac aici așa. Din cauza că sunt prea aproape de ventilatoare, mă ia până și pe mine. Stai să văd dacă pot să mă urc eu acolo. Nu știu, uneori chestia asta cu zburatul nu funcționează cum mai crede că funcționează. Gata. Așa. Bun, ne punem spawn point-ul aici. Ia. Yeah. Oh my god. Mai zici că e o varză totală. Deci zici că e o varză totală ce e acolo. În niciun caz nu vrei să fii acolo. Da, îmi place, caracterul meu zâmbește, n-are nicio treabă. E, oh, nota 10, nota 10, ne place, ne place. Unii dintre ei sar pe laterală. Ia să mă arunc și eu acolo, ia. Oh my god. Varză totală. Totală. Eu mă gândeam că pot să-i dau la măcinat. Eu asta mă gândeam cu construcția asta. Însă n-a fost chiar așa, n-a fost chiar un măcinat propriu zis.
Ce aș mai putea să fac? Uite, trebuie să fii creativ, mă, frate, pentru că, uite, de exemplu, și chestia asta a fost super creativă și, da, mi-a venit așa pe loc. Poate, ce aș putea eu să fac să fie super creativ? Cu fanurile aș fi vrut să fie invers, adică, cumva, ia stai să văd dacă pot. Nu pot să le rotesc și invers? Ar fi tare dacă ai putea, dar nu poți să le rotești cum vrei tu. Domino. Chiar poți să faci de-astea de domino, oră? Că dacă e fac așa foarte, foarte multe. Ia fiți atenți că mi-a venit o super idee. Deci pun câteva de-astea de domino. Ia, dacă fac acum așa, va pica? Hai că pică dacă e... A? A, bă, da, mă, uite că merge. Și acum, în loc de ăsta, aici o să pun niște ragdoll și o să pun niște ragdoll stiff. Ia fiți atenți. Țac, 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 țac. Și țac. Și ăștia ar trebui să nu se miște, bun? Și acum eu dacă îl împing din spate, zbang, mamă, poți să faci un domino lung, lung de tot dacă vrei. Nu știu dacă sunteți la curent cu dominourile astea, dacă știți despre ce e vorba, dar e un lănțișor așa și trebuie să faci să pice unul după altul. Mi se pare tare și asta. Dar hai să mai facem, mai avem încă un minigame făcut de developer, o să-i dăm exit domeniu. Hai să vi-l arăt și pe ăla înainte să... Încheiem noi aici episodul. Minigames Fort Invasion se numește. Este un minigame în care trebuie să nu lași pe nimeni care e cu roșu să intre în fortul tău. Vedeți, invaders cu roșu, peaceful cu albastru. Și bineînțeles că o să fie și de ăștia albaștri care vin, dar tu trebuie să te uiți după aia roșii să nu-i lași deloc să vină. Cu WASD să te uiți și cu asta poți să tragi. Și tragi cu niște bombițe, niște mine. Practic minele pe care le foloseam la creativ să construim. Încerc să-l nimerez, dar hai că-l nimeresc. Mâine. Mă, frate! Ia uite-i mă pe șacali. Ia uite-i mă pe șacali că vin. Și bineînțeles că distrugi și fortul lor dacă ies să tragi acolo. Hai că... Nu prea e bine că mi-i omor pe mei. Fața nașpa cu jocul ăsta este că îți scade frame rate-ul când sunt foarte mulți pe ecran. Și e logic pentru că încearcă să-ți calculeze fizica jocului exactă, la fel ca cum ar fi în viața reală, și o mare parte din distracție și din fun se practic de aici vine, știi? Dar da, ce pot să zic? Bine, nu trebuie să stai doar aici și să încerci să-i oprești, dacă vrei, uite, avem acolo un timer. Dacă vrei poți să te duci să-i bați tu propriu-zis, dar cred că mai mult succes o să avem așa. De fapt, ce succes, că deja au început să vină foarte, foarte mult și n-am cum să-i mai opresc. Bă, stai pe loc. Ia uite-mă pe șacali. Da, lăsați-mi în comentarii ce vreți să mai construim și dacă o să văd eu că episodul acesta a fost apreciat, în episodul următor o să mai facem și alte chestii, ba chiar poate construiesc chestii făcute sau spuse de voi în comentarii. Dar da, oameni buni, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo un mare buton de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!